Cetățeni consultați medical la geam, fiecare spune ce suferință are și apoi doamna doctor le decide soarta. Conform știrdecluj.ro, pacienții de la un cabinet medical din Mărăști stau la geam pentru a fi chemați la consultații pentru a spune ce suferințe au și ce alte nevoi au. Pacienții așteaptă afară în frig și consultațiile se fac de la geam și diagnosticele și întrebările care ar trebui discutate în privat sunt adresate la geam, întrebări jenante la care este greu să răspunzi față de mulți alți oameni, a relatat un pacient clujean. Știri de Cluj a sunat la cabinetul medical respectiv și a discutat cu doctorul Florescu Richard Călin. Acesta a recunoscut că pacienții sunt ținuți la geam, unde sunt întrebați care este urgența lor, iar de acolo sunt trimiși spre medicul care îi poate trata. Pacientul vine la geam și, în funcție de nevoie, este trimis spre medicul care să-l consulte. Așa triem pacienții. Oamenii vin la geam și spun care este urgența lor. Nu introducem 20 de pacienți odată în cabinet, a spus medicul. Întrebat cum este respectată confidențialitatea bolii, dacă pacienții trebuie să spună la geam ce suferință au, acesta a închis telefonul, iritat de întrebări. Anterior a precizat că ar fi loc în interior pentru a primi pacienții, dar că s-a optat pentru trierea de la geam. Probabil că aceasta este o procedură adoptată încă din perioada pandemiei de COVID-19. Cel care a sesizat situația a spus că problema aceasta îi deranjează și pe ceilalți pacienți, care sunt revoltați, dar tac din gură pentru a nu supăra medicii, relatează site-ul știrdecluj.ro.